Bine v-am găsit, stimați telespectatori. M-a sunat Andrei, fratele meu, că s-a prezentat la poartă o delegație a poștei din Bolotești, poșta din Bolotești și cea de la Găgești, al, cum să spun, oficiului poștal Bolotești, da? Condusă de, să nu greșesc, doamna Angelica Niță, care a venit și l-a rugat să mă sune să transmită cererea oficiului poștal de a le face rost de un calculator și cu monitor ca să poată că asta e poșta, n-aveau, nu știu, mai aveau nevoie de unul, da? M-a sunat și vorbind despre, nu știu, cu cineva de la care știa că când făceam emisiunea la gândul de interviuri, acum am suspendat-o până în toamnă, deocamdată suspendată, vom vedea dacă mai fac, am luat un interviu domnului director al Poștei Generale, domnul Valeriu Ștefan, dacă nu mă înșel, Ștefan. Și când am deschis gura și spun că a venit delegația, zice, știu, și a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe domnul director și a zis să le dea o, nu știu, monitor. I-a spus, domnule, am replicat și pentru, vă spun și pe cei dumneavoastră, nu mai țin minte cine mi-a dat interviu. Și am avut multe, cred că vreun an, săptămână de săptămână. Nu am luat numărul cuiva. Fiecare invitat a fost contactat telefonic de producătoarea Roxana Dima. Nu obișnuiesc după un interviu să am conversații cu autorul, cu interlocutorul, decât numai dacă mă sună el și mulțumește, să zicem, da, nu mi s-a întâmplat așa ceva. Rar, cred că m-a sunat numai domnul Irineal Popescu. M-a zis să-mi spună de o inițiativă a Academiei, de o campanie de prezentare a evreilor care au marcat istoria culturală și științifică și chiar și politică României. Am avut oameni, și nu numai asta, fac interviuri, am făcut prima dată în 2005, Antena 1. Am luat interviuri la vremea și politicieni, miniștri, premier. Nu am. Și, în general, nu sunt decât dacă mă sună cineva. Cu atât mai mult. Sigur că, teoretic, ar fi fost un semnalare că era vorba de oficiu poștal. A domniei sale nu era vorba de oficiu poștal. Nu am sunat. Și am făcut următorul lucru. Și vă anunț acum, am făcut cadou oficiului poștal din Bolotești, care este oficiul poștal și al Găgeștiului și al Găgeșteanului, următoarele piese. Un calculator din ăsta, un calculator, un monitor, o imprimantă și chiar una destul de bună, o tastatură și un mouse. Deci nu rămâne decât să le ia. Singurul că am resetat calculatorul, vor veni mâine, le vor lua, se vor așeza și vor lucra. L-am întrebat ceva când m-a sunat, că i-am spus la Andrei, mă, să mă sune domnul, că nu înțeleg nimic de la tine, ce vrea. Și mi-a spus asta și bine, prima dată mi-a zis că ar vrea un calculator. Și zic, și monitor, și monitor. Și dacă s-ar putea și o imprimantă. Bine, mă, și o imprimantă. Deci are tot și mi-a explicat că zic, da, tastatură aveți? Păi zic, avem, am dus un coleg de acasă, pe lui de acasă. Deci, stimați respectată, am povestit aceste lucruri, nu pentru a mă da eu mare, ci pentru a arăta cât de nenorocită este starea acestei națiuni. Dacă dumneavoastră înțelegeți. Luăm F-16, F-35, avem baze NATO, baze spaniole, baze italiene, baze
franceze, baze germane, americane. Nu avem un monitor, un calculator și o imprimantă pentru un oficiu poștal, care, doamna, fiind un oficiu poștal, e mult. Doamne. Deci asta am vrut să spun. Doamne, încă o dată. Și Boloteș este chiar o comună foarte mare, mare. La un moment dat o descrie, cred că în note de călătorie, Iorga, care spune că sunt cele mai mari, cel mai lungi sate din țară. Se întinde de la ieșirea spre Focșani până aproape de Vidra. Bă, mult. Așa. Am mai făcut toate cadou, cred, cu o imprimantă, acum vreo câțiva ani. Cred că li s-a stricat, da. De câte ori mă duc la oficiu poștal aici, de pe Calea Victoriei, mă apucă jale. Oh. Acum cred că l-a schimbat. Avea o imprimantă care scârți făcea. Scârți, scârți. Măi, oameni, bă, dotațiile, mă lăsați, mă, bă, am comandat două submarine de miliarde. Nu puteți comanda numai unul. Că ori cu două, ori cu unul, ori fără niciunul, tot va depinde de intervenția NATO și va depinde de eroismul, care e eroismul lui BSN-5, pe care se duc la gândea, la emisiuni, stau acolo pe cracă și spun toate prostiile pe care le dorește Gâdea, numai ca ei să-i vadă nevestele, cumnatele, ce dracu fi, soacrele la televizor. Bun, am încheiat. Stimați telespectatori, să revenim în cadrul comentariului la cel mai important eveniment care se desfășoară în aceste zile și probabil că dumneavoastră vă așteptați să spun scandalul azilului, eu zic căminul, azilelor. Groazei, după asta au fost al terorii, acum am înțeles că sunt crime de război și în curând va fi și genocid. Eu nu voi vorbi despre acest scandal pentru că, de fapt, adevăratul proces care se desfășoară, adevăratul eveniment, este o uriașă mașinărie pusă pentru a administra câteva lovituri năucitoare Partidului Social Democrat. Dacă, deci, mi-este limpede, mi-este mai mult decât limpede, și asta o spune un om care a criticat până acum Partidul Social Democrat pentru că ce a făcut când a ajuns la putere, mi-este mai mult decât limpede că ancheta s-a trăgănat, că s-a păstrat, deși se știa din februarie, am înțeles că știa chiar Nicolae Ciucă, nu era nevoie să adun dovezi 6 luni, pentru că nimic în plus nu e. Și ei, pe de o parte, s-au lungit pentru că nu interesau conexiunile, ci interesau cum ar veni ea care era sub acoperire. Gata. A mai fost bătut un bătrân. Gata. Adică căutau acele 400 de pagini care le-a fost care sunt rechizitorii, care de fapt e un serial dat pentru presa tefelistă și pentru USR. Este limpede că dacă mă gândesc că a intervenit și când spui declic și corupția ucide, niște bandiți, deoarece acești tefeliști erau cei care își băteau joc de bătrâni, inclusiv de mine, eu sunt bătrân, am dreptul să spun, spunea că bătrânii votează PSD-ul, spunea le arunca în silă niște bani, acum sunt mari iubitori de, cum să spun, de bătrâni. Însă, în cadrul acestui berbece îndreptat împotriva PSD-ului, care este la guvernare, el este eficient. Din câte vedeți, pare undeva un creier, un centru, poate să fie în păduri, și că a plecat Helvet, că ei n-au rămas, nu Helvet, făcea. Deci e un centru care legumește aceste informații luate din dosare și care frăgezește PSD-ul.
Marcel Ciolacu se află în fața unei situații fără ieșire. Pe de o parte, ar trebui să-i ceară demisia Gabrielei Firea, dar dacă o face, va avea probleme mari cu partidul, deoarece orice membru de partid PSD va spune, dar de ce? Păi, a scris la B1. Păi, dacă a scris la B1, B1 este o televiziune a USR-ului. S-a scris pe site-ul cu tare. Da, dar ăla e site-ul. Este o campanie politică. Doi, nu are deocamdată. Nu știu. Poate că la un moment dat, nu știu, va ieși în actul de acuzare. Un document. Deocamdată nu e niciun dovadă. N-am niciun îndoială că nu, n-am nicio îndoială nu că a știut Gabriela Firea, Gabi Firea, și faptul că n-avea voie ca un politic să nu știe. Deci, stimați telespectatori, aici sunt necruțător. Habar n-am și nu mă interesează dacă a știut sau nu, dar nu avea cum să... Era obligată ca politician să știe, erau niște persoane apropiate, cu atât mai mult se petrecea și la voluntari. Eu îmi țin sub control toate, am puține rugădenii, toate neamurile, în frunte cu fratele meu, nu face prostii, dar sunt atent. Pentru că și eu nu sunt Gabi Firea, nu sunt un politic. Un om politic, în momentul în care te-ai angajat în această cale, ești foarte atent. Ce face șoferul, ce face camerista, ce face prietena, ce face soțul, mama, că nu știi. Te trezești, deci în cazul de față, ea nu avea voie să nu știe. Era un politic și deci aici principala ei vină. Însă este foarte greu să-i cer demisia și dacă ar cere la campanie care este clar că e tendențioasă, PSD-ul după asta va mai ceda la încă 5-6, deoarece sunt aproape sigur. Aceasta a fost o bombă lăsată, o mină cu efect întârziat lăsată de liberari pentru perioada aceasta. Bine, dumneavoastră, și că e o mașinărie, mi-o confirmă faptul că la Vilnius fiind și bucurându-se că România mai primește, nu știu, încă 100.000 de cizme, că așa le numesc eu, adică de militar, deci domnul Claus Iohannis are un vis. România să nu mai cultive nimic, nici maci, nici floarea soarelui, nici porumb, nici vie, ci trebuie să cultive baze militare. Baze militare lângă baze militare, da? Sigur, ați văzut. Oficiul poștal nu are, cum să spun, calculator. Chiar și aceste cămine de bătrâni au probleme pentru că e greu să găsești între noi, nu mă refer la asta. Chiar și alea, corecte. Greu să găsești oameni, trebuie să plătești. De unde? România nu este pregătită, aceste cămine sunt în clădiri ca și spitalele vechi, ce trebuie să fie o chestie modernă, da, mă rog. Și domnul Claus Iohannis a declarat, răspunde unei întrebări, a lansat chemarea către ONG-uri, către tefeliși, către ăsta, către dreapta, să facă ham la PSD. Ia să vedem. Română. Domnule președinte, dacă îmi permiteți o întrebare de actualitate internă în chestiunea azilelor din Ilfov. După dosarul de ICOT apar zilnic informații că aproape toate instituțiile statului cu atribuții în domeniu au fost sesizate în ultimii 2 ani de cetățeni de ONG-uri și inclusiv Ministerul Familiei și Primăria Voluntari. În aceste condiții, considerați suficiente măsurile dispuse de guvern care vizează niște funcționari și șefi de agenții sau există o responsabilitate a ministrului muncii, a primarului din voluntari, a ministrului familiei și poate ar trebui să se soldeze cu niște demisii? Mulțumesc! Chestiunea cu, așa cum s-au numit azilele groazei, este una foarte complicată și dacă îmi permite să fac o afirmație, cred că este o rușine națională.
este o rușine națională și măsurile care vor fi luate trebuie să taie răul de la rădăcină. Este evident că aici sunt mulți vinovați, dar nu toți pot fi încadrați la fel. Sunt unii vinovați direct, cei care au supus la rele tratamente pe bătrânii care acolo și-au căutat liniștea și un tratament uman. Este foarte problematic și aceste persoane trebuie identificate și sancționate conform legii, dar mai sunt și alții. Cum putem să ne imaginăm că funcționează aceste azile fără ca autoritățile de verificare și control să știe? Trebuie văzut cine a știut și nu a acționat, trebuie tras la răspundere. Și cred că lucrurile vor merge mai departe, fiindcă vinovați sunt toți cei care au știut și n-au făcut nimic, n-au sesizat, n-au intervenit. Și atunci cred că trebuie să fie găsiți toți vinovații, indiferent dacă vorbim despre o vinovăție în exercițiul funcției sau o vinovăție politică sau morală. Și până când nu vor fi trași la răspundere toți cei care au permis o astfel de grozăvie în România, lucrurile nu vor putea fi îmbunătățite. Deci eu sunt adeptul unei intervenții clare, ferme și hotărâte. Ar trebui ministrul muncii să demisioneze? Nu știu cine se face vinovat politic. Asta se va vedea și eu sper foarte mult ca cei care sunt în poziții să ia măsuri politice să aibă curajul să o facă. Da, deci este limpede. A doua zi a venit imediat Alina Gorghiu. Alina Gorghiu este persoana, că zic persoană, nu zic om politic, din PNL, care e de ajuns să sughițe. Sughițe și la domnul Claus Iohannis, ea imediat vine și spune: bravo, domnul președinte, ați sughițat ca Fecioara Maria. Nu știu, poate că Fecioara Maria când sughița, nu știu, emana, nu știu, tămâie, nu știu, abană. Doamne, ce frumos, ce frumos sughița. Și bine că a venit imediat Alina Gorghiu și a zis: domnule, și noi trebuie să facem până acum. Imediat a venit echipa de zgomete de la Cotroceni, de click, cam corupția ucide, care brusc nu s-a activat pentru nimic decât acum și care are drept temă, e foarte important, că toată această campanie, o să spuneți: bă, dar ce vizează ea? Pe această campanie pregătește și terenul pentru viitorul candidat a președinției, care va fi și președintele României. Eu susțin în continuare că acel viitor este Codruța Chioveș. Toată lumea mă contrazice că nu poate să plece, că cum lasă ea postul ăla. Păi, oameni, putem normal. Păi, Maia Sandu este președinta a 1,5 milioane de oameni. Ăia din Lituania, Letonia, Estonia au 2 milioane. Cum să zic? Adică a fi președintele unui țări și mai ales ca România, ce face, mă, că păi, bă, ia-i procuror. Nu e nimic. Ați auzit, dacă n-ar scrie niște site-uri din România dedicate ei, n-ar ști nimeni. Nu întrebați, mergeți în Europa, dar și întrebați, bă, ați auzit de una Codruța Chioveș? Și nu. Pentru că e în subordinară și dacă ar fi președinta Comisiei Europene, tot ar vrea să fie președinta României. Deci eu nu cred. Probabil că ea ezită și așa, pentru că vrea să fie sigură. Dar culoarul care se pregătește pentru ea sau pentru un candidat care va fi o femeie, sigur, profilul este Maia Sandu, Codruța Chioveș, și este, se vede acum din campania în legătură cu căminele de bătrâni. Și anume,
tot știau, tot sunt nememe. Deci acesta nu va mai fi o campanie cum a fost cu Băsescu, adică lupta împotriva corupției. Nici măcar lupta împotriva PSD, ce va fi lupta pentru o Românie curată, o Românie imaculată. Că imaginea pe care o creionează această mașinărie, care nu e numai seristă, ieșit din afară, este, de când a venit guvernarea asta pentru PSD, România este, cum să spun, murdară. Ați văzut complice, ați văzut că în acest caz nu se insistă pe corupție, că nu e corupție, anchetează DICOT. Adică nu poți să spui că o fi fost, deocamdată nu e o probă că funcționare. Nu, avem de-a face cu un grup criminal organizat, da? Nu e vorba de corupție, dar bine, toți știau și se știa și cu tare și cu tare și știa și Pandele și știa și Ciolacu și știa și Ciucă și știa și Popa și așa. Și atunci, sigur, se creează această chestiune. Trebuie să creăm o Românie curată, cam în genul sectorului 1 sub conducerea lui Clotilde Armand. Deci Clotilde Armand este întruchiparea acestei Românii curate. Adică o Românie care va muri de foame, cum suntem noi în sectorul 1, nu merge nimic, dar în care, de cum să zic, primarul face delațiune fiecare zi la DNA. Foarte frumos și ea scrie totdeauna numai împotriva corupților și a, cum să spun, nu e curată România. Bun. Stimați-le spectatori, acest lucru este posibil pentru că, dacă ați observat, PNL-ul joacă la offside, adică la așteptare, PNL-ul și-a trimis în guvern oameni de mână a doua, s-a liniștit. Stă liniștit de ce? Pentru că, încă o dată, Marcel Ciolacu și conducerea peste Marcel Ciolacu au făcut greșeala capitală asumându-și funcția de premier ca și cum ar fi câștigat alegerile, încoate spun. Pe data de 12 iulie, da, 12 iunie, cât acum o să lună, adică a fost una din ocaziile în care în acest jurnal video am explicat de ce preluarea, felul de preluare a puterii de către Marcel Ciolacu este o uriașă capcană. Ia să vedem ce am zis atunci. Până acum, guvernarea a fost PNL-PSD. Adică a fost o guvernare în imaginea publică responsabilă, tot ce s-a întâmplat în România a fost pusă pe seama celor două partide, chiar trei. De, dacă va fi desemnat Marcel Ciolacu și el va face un guvern PSD-PNL și minorități, atunci vom avea de a face cu, ca imagine publică, cu un guvern PSD. Este, după părerea mea, o uriașă capcană întinsă lui Marcel Ciolacu și PSD. De ce? Până acum, problemele guvernării, dificultățile guvernării au fost, eșecul a fost decontate teoretic de ambele partide. E o guvernare PNL-PSD și UDMR. Acum va fi decontat prin excelență de PSD. 1. Marcel Ciolacu nu va avea stâmpări și băcăuri. Va încerca să se afirme, deci va încerca să arate că nu e un premier în urma unei rotații. Este chiar un premier care a câștigat alegerile. 2. PNL-ul, din câte îmi dau, s-a aflat, va trimite în guvern numai ciurucuri, oameni de mâna a doua. Cred că unele ministere nici nu le va lua, în așa fel încât PNL să poată să ducă, începând de, după, de mâine, o campanie potrivit care el, de fapt, e la guvernare, da, de fapt, cea care guvernează e PSD. Ei sunt un fel de parteneri
Și atunci, împotriva PSD-ului, se va, nu numai că se vor sparge toate oalele guvernării și economice, sociale, dar Klaus Iohannis abia așteaptă asta. Înainte putea să crice pe Ciucă, că Ciucă era slugă, nu poți să fie nicio slugă, nu-i slugi, poți să spui, bă, vezi, bă, vezi că-i spart o farfurie pe acolo. Și el zice, nu, adică, și el zice, da, sunt trist, conașule, îmi pare rău, am spart-o, sunt o proastă, așa zice sluga. În cazul de față, plus că presa, ONG-urile, de-abia așteaptă acum să atace ciuma roșie. Eu cred că era mult mai bine pentru PSD să rămână la postul, la protocol, să spună, domnule, de fapt, este o guvernare PNL, PSD sau PSD-PNL, nu e o guvernare, este o guvernare împreună, deci succesele sunt împreună, eșecurile sunt împreună. Bun. De ce a făcut asta Marcel Ciolacu, cât și că se păstreze transporturile, pentru că acolo vor fi niște inaugurări de șosele. Să fiți servici. Românii nu au votat pe Năstase, nu au votat pe Ponta, deși au fost cei mai buni premier. Și chiar au făcut ceva. Deci, că nu-i interesează de pe ei că tu ai făcut acolo nu știu ce autostradă. Ei au uitat și atunci când vor veni alegerile, vor vota, nu știu, vor vota împotriva PSD-ului că, nu știu, n-are bască. Bun. Bun. Deci, ați auzit, stimați respectat. În 2021 s-a făcut un protocol prin care trei partide au hotărât să guverneze împreună până în 2024. PSD, PNL, UDMR. Potrivit acestui protocol, pentru că PNL și PSD erau partide considerate egale, nu s-a mai făcut, mereu spun asta, un guvern în jurul unui partid, adică de regulă PNL sau PSD și restul sunt mai mici. S-a făcut un guvern în care cele două partide sunt egale. Și atunci s-a decis că în mai 2023 are loc o rotație, nu rotativă, adică se schimbă premierul și se schimbă niște ministere. Marcel Ciolacu, în loc să se țină de acest protocol și să spună, oameni buni, din mai nu venim noi la putere, este aceeași putere alcătuită din PNL și PSD. Da. Eu sunt premier pentru că mi-a venit rândul. Să știți că guvernarea nu este a PSD, este a PSD-PNL. Eu mă consult cu domnul Nicolae Ciucă pentru orice decizie, pentru că nu eu sunt, cum să spun, nu partidul meu n-a câștigat alegeri. El împarte puterea cu asta, da? În momentul, și eu la fiecare, chiar de la prima ședință guvernă, zic, domnule, noi suntem cu tare, eu o să m-am consultat cu domnul Nicolae Ciucă, pentru că și domnia sa se consulta cu mine când era el premier. Și în felul ăsta îi puneam PNL-ul în spate toate deciziile. În felul acesta el și-a asumat toate deciziile, toate, s-a prezentat ca fiind un PSD care a câștigat alegerile, vrea să aibă manete. Da? Și atunci, normal ar fi ca toată această mașinărie să se îndrepte împotriva PSD-PNL. Ei sunt la guvernare, da? Normal ar fi ca PNL să sară în ajutorul PSD, că sunt la guvernare. Nu, păi PNL, ce bă, tu e fost. Bun. Marcel Ciolacu a încercat o tehnică, nu i-a ieșit, după părerea mea, care se numește sugrumarea, înăbușirea, cum să spun, giftuirea cetățeanului cu știrile în legătură cu tema. Mai țineți minte când a fost Nord Stream-ul și a apărut informația exactă.
că ucrainenii sunt cei care au aruncat în aer conducta, după o clipă de buimăceală, așa a apărut mașinăria de, cum să spun, de giftuire. Adică au început să apară amănunte din alea, dar amănunte care băteau cap în cap, că era o corabie și că era un neac și că o cutare. Și apoi a venit un alt ziar și a zis, dar nu era ucrainen. Păi, după vreo două, trei zile, lumea a zis și eu, m-am plictisit până în gât. Habar n-am. Așa a încercat acum Ciolacu. Deci, prin dacă aceste controle care se fac, sunt foarte multe abuzive. Și eu am semnale. Adică sunt făcute de dragul controlului, sunt făcute herupiste, așa cum a fost cele pe colectiv. Adică, bă, acum, dacă ai, e o muscă acolo, gata, te-am închis ăla. Și are de scop acest iureș să depărteze de cazul voluntar, care rămâne în centru, eu spun ce face PSD-ul, și presa de partid și de stat, presa pro-putere, pro-PSD, pompează mereu această chestiune. S-a mai descoperit într-un an nu știu unde. Nu știu unde au, nu știu care, cutare. Înțelegi? Și lumea în pozit două, nu știu, lumea zice, mă, eu deja m-am plictisit de temă. Eu nu știu, mă, gata, m-am săturat, am atât, am mai descoperit. Bun. Repet. Domnul Marcel Ciolacu a făcut greșeala vieții sale. Nu înțeleg, nu poate când o să ajungem amândoi la judecata de apoi, adică el după mine, eu aș mai muri înainte, probabil că, nu știu, când o să ajungem pe urmă la, o să-l întreb. Ajunge și el, sau se alăture, îmi plac astea în serialele islamice. Și atunci el se spun, bă, domnule, ce v-a apucat? Tu știi, care e afacerea? Care e afacerea de a prezentat el această guvernare ca fiind a lui și ca fiind a PSD-ului. Că, bun, să zicem că era foarte, foarte greu să intre în opoziție, deci eu asta făceam. Nu, doamne, nu vin, gata. Băi, nu, destabilizat. Bă, puteți să-mi spuneți orice. Bun, nu. Dar veneam și spuneam acest lucru. Băi, eu nu am preluat. Eu am preluat încă o dată. O, cum ziceam, o mașină se schimbă conducătorul, mașina e aceeași. Nu-mi cereți mie că cere și Luciucă. Eu nu pot să, eu nu guvernez singur PSD. Guvernez împreună cu PNL. Și atunci tot ce se întâmpla chiar acum pica pe, și pe PNL. Și mi-l făceam și solidar pe PNL. Trebuia să zic că ceva. Pe PNL este de o parte și PSD-ul care el s-a prezentat că guvernează. Da. Să am terminat cu aceasta. Aia, corupția, ucide și de click. Da. Să vedem ce mașinărie funcționează. Bun. Din câte știți, NATO, Consiliul NATO, a decis categoric că nu a dat niciun calendar pentru admiterea Ucrainei în NATO. Președintele Ucrainei, Zelenski, ori n-a știut, ori a știut și i s-a umflat capul, s-a dus la Vilnius și a zis, nu, domnule, noi nici nu discutăm. Nu vrem calendar, vrem calendar. Deci, spun, dacă ești președintele Ucrainei și ești într-o Rusia, și tu trebuie să știi. Tu să intrești, bă, nu mă ne vor primi aia, da? Și atunci te duci cum adică te duci cu o din ăla minim, nu, adică zici, măcar după ce anunți. Nu știu, bă, eu sunt îngrijorat, nu știu ce. Nu, domnule, nu discutăm. După ce a luat un bot rău de tot, în sensul că sigur că a luat un bot, i s-a dat cu o mănușă, deci ați văzut, poate vreo mănușă de box, da? Unul îți dă una în bot rău, ce strică falcă. Dar zice, bă, da, mănușa aia era în miere. E că era miere, bă, tu mi-ai dat o miere, da, mă, mănușa cu pământ, da, dar miere puteai să o lingi. După ce ți-am dat și deci te simți bine. Așa ceva a fost unul pe o mănușă groaznică dată în falca
Zelenski și a Ucrainei și, dar, au pas au venit. Domnule, Ucraina, nu mai putem trăi fără bun, am înțeles. Nu am decis ala, da. Bun. Și după ce s-a, după, așa, imediat după anunțul ăsta, s-a dat grozav. Oh, ce occidentale! Mi s-a umflat capul și nu știu, l-a pus la punctul în engleză. Și azi, era un mielușel, un penibel, un căcăcios. Ieri se dădea, și Occidentul, azi se cânte cu tare, cu tare, cu tare. De ce este mai tare? Pentru că el, în sfârșit, sper, a realizat că el este un muțunache. Că marele puteri, că el depinde de marele puteri, da? De America. Și dacă America are interesul, n-am spus, să se lepede de el este mai ceva decât Ceaușescu. O să fac o întreagă emisiune despre cinismul marilor puteri când e vorba de țări mici. Nici nu se uită. Că nu se uită nici Hitler la România. Bă, gata, merge la Stalingrad. Așa și aici. Și a dat și el, adică când a văzut, probabil că i-au zis, băi, zic că e nebunit. Vrei că tu ești cu... Ești o marionetă, avem niște sfori. Vrei să rămâi numai cu una? Vrei să le tăiem? Și cu cine rămâi? Cu ruși. Deci asta a fost și acum scheaună, acum aia, din azi, adică azi, ieri, am trecut, era nemaipomenit și am avut succese și cu tare, cu tare. Deci părerea mea este că i s-a umflat capul. Eu să fac o altă emisiune aici, nu mai te-a respectat. Zelenski are înaintea lui exemplul Ceaușescu și Ceaușescu chiar a fost un om al planetei. Asta nu e un om al planetei. Să uite niște coțofene, presă. Foarte interesant e următorul lucru. Trebuia să fie un semnal neliniștitor. Presa mare l-a făcut pulvere. Adică înainte de summit acest, că nici vorbă să intre în NATO, Ucraina, toată, și după ce a început să mormi, a început să-i dea în bot. Și mai trebuie respectator. Jur, dacă vrei, poate o să mai trăi. Pe Zelenski, într-o săptămână, din erou de acum devine criminal. Jur. Nu știți cum, nu știți cum acum. O, trebuie să pună vina aia cu tare, cu tare, cu tare, vilă cu tare, cu tare. Așa s-a întâmplat cu Ceaușescu, așa s-a întâmplat cu Saddam Hussein. O folosit, Saddam Hussein a fost în război împotriva Iranului. Apoi când n-a mai avut nevoie de el, au început să umble. Așa și din coace, de mor. Da. Să trec la ultima. În România a bântuit miercuri, ca să zic așa, alături de furtunile care au loc în diferite locuri țării, peste toată țara s-a bătut o furtună de bucurie. Și politruci au ieșit, Rareș, Negrescu, victorie pentru România, cel puțin Rareș a fost, da? Austria trebuie să plătească despăgubiri României pentru blocarea în Schengen. Asta a spus-o un europarlamentar, se numește Rareș Bogdan, om cu carte, jurnalist, prim vicepreședinte. Românii, în mare parte care sunt babuine, da, mă. Păi, dar nimeni n-a pus să mai dă o întrebare. Cum adică să plătească? Păi, a fost o rezoluție a Parlamentului European care a zis să plătească. În primul rând, n-a fost. Rezoluția nu spunea. Da, presupunând că rezoluția zicea că să plătească. Eu pun următoarea întrebare. Cine decide că Austria să plătească pagube românii și bulgarii? Cine? Și de ce să plătească? Pentru că Austria și-a exercitat un drept legal de veto. Dacă e vorba să plătească cineva, este Consiliul European, este Consiliul Jai. Pentru că dacă, așa cum spune Rareș Bogdan, că Parlamentul era scăzuse în fantaxie, Parlamentul European și care, mă rog, rezultatul lor nu are nicio valoare. Și a zis, nu se poate, pagube uriașe s-au făcut
Bulgariei și României, sunt de acord, Consiliul Jai putea să spună nu ne interesează votul Austriei. Păi nu mă interesează. România este atât de importantă, atât de dragă inimii noastre, încât nu ne interesează. Austria ar putea fi pusă, s-ar putea fi responsabilă dacă noi intram în Schengen și ea la graniță până, bă, noi nu recunoaștem. Și a zis nu. Și ce au obligat, de ce n-a venit Comisia Europeană? A zis, bă, mă, ne doare în cot. A, nu, era Constituția, tratatul al Uniunii Europene, care dă dreptul unui stat, în cazul de față, să spună nu. Păi dacă e de dreptul, cum să-l condamn? Pentru că și-a exercitat dreptul. Și-a exercitat dreptul, pentru că se spune, nu știu, adică este uluitor. Eu zic, nu știu, uite, zicem, îmi propune cineva, nu știu ce, să ajung, nu știu, pădurar. Și eu zic nu. Și zice, cum? Păi dacă ne acceptăm să fiți pădurar în felul ăsta, să fac pacul pe păduri, bă, am înțeles. Stimați telespectatori, am încheiat. Mulțumesc, la revedere!